În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Slăviți să fie Domnul. Veci, amin. Aș vrea numai două versete din apostolul de astăzi, din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 11, versetul 24, 25, 26, 3 versete. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerele de o frică ale păcatului. El se ocotea în care a lui Hristos ca o mai mare bogăție decât pomorul Egiptului, pentru că avea ochii spirituali spre răspândire. Previții noștri, frați și surori, mulțumim din toată inima și cu multe folosințe lui Dumnezeu pentru clipele acestea, că le petrecem iarăși împreună, ca să ne adăpăm sufletele noastre din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia lui și din Cuvântul Său. Mântuitorul însuși a spus că omul nu trăiește numai cu pâine și cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă pentru viața aceasta ne luptăm atât de mult, fiecare dintre noi și fiecare o facem, cât de mult ne luptăm noi oare pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru această răsplătire pe care ne spune aici, ne spune Apostolul de astăzi, că Moise avea ochii pironiți pe răsplătire. El a nesocotit tot ce avea în casa lui Faraon. Vă dați seama ce avea în casa unui împărat. Și a făcut toate acestea pentru că, și spune aici Sfântul Apostol Pavel, el se ocotea o care lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorul Egiptului. Orice am avea noi în lumea aceasta, oricât de mult ne-am străduit și dacă nu-L avem pe Dumnezeu, dacă în viața noastră, așa cum s-a spus astăzi, am scurtat și Evanghelia de astăzi, că Mântuitorul Filip l-a găsit pe Natanael și a spus, fii-mă și vezi. Și Mântuitorul l-a cunoscut, spune, te-am văzut mai înainte, să-i chemi Filip, când era Iisus Mătine. Pe fiecare dintre noi ne cunoaște Dumnezeu, ne cunoaște inimile noastre. Ce frumos spune psalmistul, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunosc, și când stau jos, și când mă scol, și de pate împătrâns gândurile. El ne cunoaște gândurile noastre, El ne cunoaște viața noastră. Și El vrea, din toată inima, să fim mai Lui. Nu putem sluji, spune Mântuitorul al doi stăpâni. Nu putem în timpul postului să ne oprim de la anumite, eu știu, să avem anumite restricții și după aceea ne dăm frâul liber la toate. Nu se poate așa. Și așa de frumos spune Sfântul Ioan, nu iubiți lumea nici lucruri din lume, că cine iubește lumea și poate trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Ne dorim din toată inima să rămânem în viață și noi, să rămânem cu El, smeriți la picioarele crucii, așa cum ne-a învățat Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă, așa după cum știți cu toții, zilele acestea, pe 3 martie, s-au umplit 135 de ani de la nașterea Părintele Iosif. Pentru noi, omul acesta, dacă ținem astăzi în mână Cuvântul lui Dumnezeu, dacă rostim, se rostesc aceste poezii, dacă se cântă aceste cântări, dacă viața noastră a luat o schimbare, nu pentru că am fost bun, Dumnezeu vrea, ne vrea așa cum suntem. Și spune Părintele Iosif că a căutat să te faci cât mai bun și apoi a venit la Hristos, înseamnă a înjuga voi înapoi a carului. El ne vrea pe fiecare dintre noi așa cum suntem. Vrea să împărățim cu El. Vrea ca să viața noastră să ne-o trăim cu El. Și nu putem numai câteva ore aici, eu știu, duminică dimineața la Sfânta Liturghie sau chiar și la când mergem curs săptămâni și apoi duminică după amiază câteva ore. Nu. Vrea Dumnezeu, vrea să avem o relație personală cu El. În fiecare zi, în fiecare clipă. Ferice de omul, spune psalmistul, așa de frumos începe acest psalm, care nu se duce unde, la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajucătoși, unde își găsește plăcerea, în legea Domnului. Și nu numai atât, El cugete rău și noapte la legea Domnului și ar vrea să mă opresc aici să spun că noi am învățat lucrurile acestea de la înaintașii noștri. Și astăzi vorbim despre Părintele Iosif. Frate Traian spune așa de frumos în
în istoria unei jertfe, în volumul 2, nu în volumul 1. Că dacă pentru părinții noștri trupești, pentru părinții noștri trupești, suntem recunoscători că trăim în lumea aceasta, dar pentru cei care ne-au făcut cunoscut pe Dumnezeu, suntem recunoscători pentru veșnicie, că ei ne-au dus dincolo, ne-au dus în veșnicie, ne-au dus în împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul vrea ca noi să avem o legătură cu El, ca să ne speriem de moartea aceasta trupească, fizică, fiindcă, așa cum spune Mântuitorul la învierea lui Lazar, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și n-ar vrea să țin prea, mult. Ar vrea doar cu câteva cuvinte din... Am mai amintit asta și nu... Am zis așa de frumoase cuvinte acestea și vreau să le citesc. Aflat în 3 ani despre Părintele Lui Lazar din credința încununată, unde spune așa, cu lucrarea noastră Domnului. Cu oarecum lucrarea oastelui nu a fost ca și cu așa ca și cu altele. Oastea acestea nu i-a dat o trâmță încurcată, un adevăr îndoielnic, un duc tulburat, un Iisus arcu. Nu i-a dat o evanghelie grea și cânăitoare prin un lucrător ambițios, nesupus și trufaș, ci i-a dat trâmbița cu sunul cel mai deslușit, adevărul cel mai blând și mai sigur. Ducul cel mai liniștit, Hristosul cel mai dulce, evanghelia cea mai fericită și ușoară, a dragostei, a smereniei curate și fervinți. Prin lucrătorul cel mai asemănător în suferință, în iubire, în bunătate și în sărăcie cu Domnul Său. Toată lucrarea mântuirii noastre, va spune El încă de la început, stă și va sta numai în cunoașterea, în crucea și jertfa Domnului Iisus Hristos. Crucea și jertfa Lui de pe Golgota a făcut și va face lucrarea mântuirii noastre. Fără această jertfă, toată lupta și toată truda noastră este în zadar. Toată lupta noastră și toată nedegea noastră pentru mântuire stă numai, sau numai în credința și în încrederea noastră neclintită în crucea și în jertfa cea vie a lui Iisus Celestinit. De fapt, lucrarea voastră, Domnule, este aflarea și vestirea lui Iisus Celestinit. Deci, frații mei, ochii țintă la căpetenia și desfășurarea credinței noastre, la Iisus Celestinit. După cum a spus și Marele Apostol Pavel, că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe răstignit. Și cu ochii țintă la căpetenia și desfășurarea credinței noastre, adică la Iisus. De fapt, aceasta nu era o descoperire, ci mai degrabă o redescoperire. Hristos era în mijlocul nostru, spune fratele Traian aici, dar noi nu-L cunoșteam. Stătea la ușa noastră, dar nu-L simțeam. Ne vorbea de lângă noi, dar nu-L auzeam. Era trimis la noi să ne aducă mântuirea slăbită, dar noi nu-L primisem. Căci nu fusese nimeni care să ne trezească din somnul păcatelor care zăceau. Nimeni să ne arate limpede calea și lumina ieșirii din întunericul și rătăcirile prin care plecăm. Acum Hristos era înălțat cu toată puterea, cu toată căldura și cu toată hotărârea sufletului, în fața tuturor sufletelor și în mijlocul tuturor stărilor. Acum chemarea Lui o auzim cu toții, limpede, stăruitoare și dulce, cum n-am mai auzit-o niciodată. Nu mai auzit-o niciodată. Cel ce ne-l arăta, simțeam că îl cunoaște pe Iisus și că tot ce spune El despre mântuirea și viața cu Iisus, El le trăiește în totul. De aceea îl ascultau tot mai multe suflete și îl urmau tot mai cu drag. Prin măsură ce ochii slujitorului erau tot mai ațintiți la stăpânul său Iisus, iar urechea Lui era tot mai atentă la cuvântul Lui, viziunea îi se adâncea și îi se lărgea, pătrunzându-se tot mai deplin de marele adevăruri, în aflarea și cunoașterea cărora stătea salvarea noastră și ca individ și ca popor. Astfel, cea din tâi și cea mai mare trebuință a țării și a poporului nostru aflăm, puternică este numai și în cunoașterea vie a lui Hristos. Dacă l-am avea cu adevărat pe Hristos, nu ne-am mai ales și nimic. Toate le-am dobândit prin El și odată cu El. Căci în El avem totul de plin. Curând El va spune, de fapt nu veți ia și sub dalma, să răul cel mai mare de care suferă poporul nostru, ci răul cel mai mare este că nu-L cunoaște și nu-L urmăm pe Iisus cel răstignit. Căci dacă l-am avea pe El, nu numai când am trăit în întunericul acestor rușinoase păcate și patii, ci am umblat
cu toți, în toată curăția și bucuria inimii, inimii minunate a lui Dumnezeu. Nici noi nu vom putea fi mântuiți altfel. Temeria cea din tâi pentru mântuirea sufletului nostru este să-L cunoaștem și să-L primim, oricare dintre noi, în inima și în casa noastră pe Iisus. Apoi, cea de-a doua, tot atât de însemnată este lupta și munca și lupta noastră de a-i face pe toți oamenii să-L cunoască și să-L primească în viața lor ca mântuitor și stăpână pe El. În aceasta stă toată taina înnoirii și puterii și odirii noastre. Și ca să vedem ce fel de om a fost Părintele Iosif, ar vrea chiar doar câteva cuvinte din istoria unei jertfe din volumul nostru, și cred că unul Părintele Iosif vorbește despre Părintele Iosif și povestește la sfârșitul acestui capitol despre întâlnirea Părintele Iosif undeva când se plimba frate Trean cu cineva prin Sibiu, cu unul dintre cei care fusese cel mai mare, îi făcuse cel mai mare rău. Și ar vrea să citesc cuvintele fratele Trean. Era în primăvara anului 1936, Părintele Iosif simțea ceva mai bine, era o zi frumoasă. Tragă rău, zice Părintele, e timpul frumos, vino să mergem până la tipografie. Bine, Părinte, iată-mă, sunt gata să iau corecturile gazetei. Ținem haina și dăm bastonul. Încet am pornit pe jos împreună, în sus, spre tipografie, pe străzele înguste și totocheate către urcușul primăriei. Cum era pe atunci? Mergeam povestind despre tot ce se petrecea cu lucrarea Domnului și cu noi în zilele acelea. Deodată, tocmai când coteam pe o stradă în locul cel mai strâmb, cine apare în fața noastră venind din altă parte? Părinte, iată-l pe Seca. Îi șoptesc eu, surprins, neplăcut. Bietul Seca, văzându-ne, era gata să se întoarcă înapoi. Dar nu mai aveam totul. Veniți și el spre noi. A, Părintele Seca, aș zice, grăbit și din omul lui Dumnezeu, mergând spre el. Seca, și era pade și încurcat. Ce surpriză, spune Părintele Iosif. Dar de atâta vreme nu te-am mai văzut. Ce mai faci? Nici o umbră de mustrare sau de răceală nu era în glasul lui bun, gata totdeauna să fie binevoitor. Slăviți să fie Domnul, zice el, tot încurcat și pale Secaș. Omul cel care îl ataca atât de josnic și pe Părintele, fiecare număr de foaie. Ce să fac, Părinte Iosif? Iată, cu necazurile mele. Ce necazuri? Cu soția am un mare necaz. Îi povesti că am vrut povedanie tristă. Niște necazuri, niște dureri ale familiei lui. Sărmanul îi zise compătimitor Părintele și început să-l mângâie, să-l sfătuiască, să-l încurajeze. Cu atâta milă și înțelege cum ar fi avut în fața ta pe unul dintre cei mai buni prieteni, nu pe cel mai înverșunat și mai nevrednic de vrăjmașii săi. Când ne-am despărțit, i-a dat mâna și cu bunătate și i-a zis ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic între ei, slăbit să fie Domnul. Eu mergeam în tăcere alături de Părintele, care pășea încet, sprijinindu-se în bastonul lui cu mânieră întors. Nu puteam înțelege cum a putut fi atât de bunevoitor și de blând cu acest om, pe care după faptele lui, eu îl consideram un monstru, un iute, un din cel mai rău făcător pe care Părintele Iosif trebuia să-l fie repezit după cum merita. Ce zici, dragă tău, mă întrebam tot târziu. Nu înțeleg, Părinte, cum ați putut să vă purtați chiar așa cu el? Vei înțelege că mai târziu, zise cu bunătate, Părinte, eu nu pot fi decât așa. De altfel, el n-a fost ca noi ceilalți, el a fost ca dulcele său mântuitor, care și când era legat și i-a zis vânzătorului, prietene, așa a fost omul lui Dumnezeu. Acesta a fost Părintele Iosif, așa a putut el să iubească și așa vrea Dumnezeu de la noi, slăviți să fie Domnul. Nu ne facem.